Firma de exercițiu reprezintă metoda practică de înregistrare a cunoștințelor care determină dobândirea abilităților antreprenoriale și îl conduce pe cel instruit către perfecționarea comportamentului profesional, dar și către identificarea potențialului propriu. La Liceul Tehnologic Giurgiuvean Ion Barbu, elevii care se pregătesc să activeze în turism și alimentație, ca angajați sau manageri în propriile firme, au îmbrățișat împreună cu profesorii procedeele de lucru prin firma de exercițiu, metodă de educare pentru mileniul al treilea. Metodele noi propuse sunt lucrul prin cadrul firmei de exercițiu. Elevii au posibilitatea să-și înscrie și să dezvolte competențe pe firme virtuale. Efectiv, toată activitatea desfășurată într-un mediu economic real se mută în acest laborator și se va desfășura virtual. Un lucru foarte important într-o astfel de abordare este cel legat de maniera la care înțeleg elevii să se implice în novatorul proiect de pregătire. Sunt directorul unei firme de exercițiu din cadrul Liceului Tehnologic Ion Barbu și am ca scop promovarea activităților de turism și alimentație. Noi încercăm prin metode moderne de mileniu 3 să acumulăm cunoștințe cât mai vaste în domeniul turism și alimentație. Exemplele de bune practici ne călăuzesc pe noi viitorii absolvenți în dezvoltarea carierei profesionale. Până în prezent, elevii Liceului Tehnologic Ion Barbu au participat la târguri ale firmelor de exercițiu, ori la concursuri tematice, obținând rezultate apreciate și evident diplome la aceste manifestări. De altfel, în capitală, dar și în Pitești și Giurgiu, vor avea loc următoarele astfel de târguri la care elevii giurgiuveni vor fi prezenți. Amănunte pe tema prezentată puteți urmări în cadrul emisiunii Realitatea Nefardată, difuzată în această seară cu începere de la ora 21.